Aș vrea să vă mai adaug ceva, dacă îmi dați voie, ce bineînțeles și mie mi-a arătat un băiat care lucrează aici la noi. Nu știu dacă ați pățit careva perdeaua când se trage pe șine câteodată. Are niște lamele aici micuțe, dacă vedeți. Din ele se rup, ia, vedeți cum se așa, de exemplu. Are două rânduri de șine, are una aici și una în spate prinsă. Ei bine, haide să vă arăt ceva. Eu când am venit prima dată pe camion, să vă spun bineînțeles prima dată ceva. Eu când am venit prima dată pe camion, era una aici, una la jumătate și una dincolo. Am lăsat, rămânea așa, o deschizătură foarte mare, da? Haide să vă arăt ce mi-a arătat băiatul și mie. Bineînțeles, de asta vreau să compart cu voi, da? M-a întrebat, ai o tenasă? Zic, da, am o tenasă. Ia uitați, hai să dăm ghiozdanul ăsta deoparte. Și fii atent, prima dată și prima dată când ți se rupă alea acolo, cum a arătat, aici avem un tope cum s-ar veni, adică ceva ce o ține, da? Asta se învârte, vertical sau orizontal, cum vrei să spune, se scoate afară, da? Ia uitați, cam așa ar fi. Bun, acum ce facem? Scoatem toată perdeaua afară, vedeți? Așa. Hai să scoatem, să vă arăt ce mi-a arătat și mie băiatul. Hai să punem telefonul aici ca să vă pot să vă arăt. Aduc perdeaua lângă mine. Așa. Așa, și m-a întrebat. Zice, bă, ai un test? Nu mai puțin să scot aici creștele. Să vă arăt ce mi-a arătat și mie. Hai de pe amul scop. Ia uitați. Așa, să punem aici, vedeți? Are două rânduri de lamele. Se rupe, când se rupe asta de aici de sus, asta de aici, deasupra, perdeaua automat cade, dar are asta în altă, vedeți, de aici, se focalizează, vedeți? El ce mi-a zis, băi, ai cleștele și tai partea asta. Că dacă nu tăiem, pe canalul de acolo de unde intră, nu e atâta de înaltă, sunt cap amândouă. Și atunci, partea asta de aici, așa, partea asta de aici de sus o tăiem, de exemplu, când se rupe. Lamelele astea două, vedeți? Când se rupe astea, o tăiem și rămâne doar partea asta. Și atunci ce facem? Păi bineînțeles, după ce este ruptă, o tăiem de acolo cum am arătat. Nu știu să dacă nu intră, vedeți? De asta zic că trebuie tăiată ca să intre, pentru că... Stai să punem telefonul să se vadă, vedeți? Cum nu-i tăiată, dacă încerc să o bag, așa, nu intră, vezi că e prea înaltă. Și atunci merge numai asta. Dar ia uitați, partea asta cum am făcut-o, numai puțin să nu pierd asta. Așa, să punem acolo, așa, vedeți? Ia uitați, băgăm, stai că bag invers, mă. Așa, stai că eu o băgam invers, așa, ia, să încercăm să o băgăm, să vă arăt, vedeți? Asta este tăiată, hai că așa din nou m-am pus, așa, vedeți asta, partea asta de aici e tăiată, vedeți? Și atunci băgăm una, are altă tăiată. Asta nu. Ia uitați, asta e întreagă, vezi? O băgăm a doua. Asta încă nu-i tăiată, adică nu-i ruptă. A treia, dacă nu-i ruptă, o lăsăm așa, știi că nu se vede. Foarte, foarte... Tare, mă, când știi, știi, vorba aia. Și mi-a arătat cineva și vreau să compart această informație cu voi, în caz că aveți că eu prima dată o puneam cu bride, o prindeam cu bride și... O neabuneală întreagă ce era, da? Uite, și asta e tăiată. Deci aproape toată mi-a fost ruptă. Vedeți, toate astea care sunt tăiate erau rupte, pentru că camionul ăsta care l-am eu acum a fost prin foarte multe mâini. Numai puțin că vă arăt imediat. Să nu plecați, că am să vă arăt imediat să vedeți. Să vedeți prin câte mâini a trecut camionul acesta, da? Numai puțin să băgăm perdeaua. Vedeți? Toate astea care sunt tăiate. Le bagi. Și rămâne perfectă, nu se vede. Eu mă gândeam prima dată să mă duc la chinez, să caut, să văd, da, de găsesc cleme de astea, tu te vezi de treabă. Zic, bă, pe net poate aș găsi de la Volvo. Nu știu sigur dacă sunt, dacă nu, poate să fie, să nu știu eu. Dar, deci, practic, uite, nu știu dacă sunt 3 sau 4 care sunt întregi. Să fie, să zici că nu-s rupte, da? În rest, toate, nu știu, nu-mi interesa... Habar n-am, făceau din ciudă, probabil cum știa că vor lăsa camionul.
că aici știi cum e, camioanele la noi la firmă, o, hai să punem și piesa asta micuță. Așa, să vedem alestea așa, da. Așa intră. Ui, unde te-ai dus, unde te-ai dus? Hai să lăsăm un pic telefonul aici. Să o caut, să o pun la loc și vă arăt. Să vă arăt un pic. Și prin câte mâini a trecut camionul ăsta. Să vedeți prin câte mâini a trecut acest camionaș. Ca să vă dați un pic și seama de ce arată așa, cum arată. Sărăcuțul. Da. Ii vedeți asta? Ui. O clemă. Care... Că mi-aduc bine aminte. Așa, se bagă așa. Și pe aceea se îmbârte. Așa, perfect, vezi? Deci se bagă așa, deci vine orizontal. Se bagă și pe aceea umbârț. Ca să nu mai iasă, da? Și rămâne perfectă. Bun, haideți să dăm asta așa. Și dacă tot am adus vorba, haideți numai puțin, două secunde, să scoatem, să vedeți prin câte mâini a trecut acest camionaș. Op! Era să-mi cadă, pune GPS-ul aici. Așa, 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 așa. Pa, 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 pa. Să vedem pe unde avem foile, 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 foile. Cred că sunt astea. Cred că sunt astea. Tarantantam. Asta e ceva factură. Nu o să vă arăt date, nu o să vă arăt nimica. Dar am să vă arăt. Sunt niște foi care noi le semnăm. De exemplu, când luăm un camion. Asta e cum a fost camionul la, la, așa, la bază, altul, da, da, deci cam așa arată, să vă arăt puțin, ia uitați, documentul de întrega de recepțion de unitate tractoră, da, deci nu o să vă arăt nume, nu o să vă arăt nimic, deci, vedeți, asta este 1, deci ar fi o persoană, altul la fel, a doua persoană. Da? A treia persoană. A patra persoană. A cincea. Șasea. A șaptea. A opta. Noua. Și cred că a 10-a sunt eu, cred. Să vedem că trebuie să pun undeva, eu cred că am trecut din mine. Trebuie să pun undeva numele, numele, numele meu. Și semnătura, bineînțeles. Așa, așa. Deci sunt 10 care le-am aici în cabină, vă dați seama? Nu am niciun aici. Deci momentan sunt 10. Ia să caut să vedem dacă mai e vreunul. Tare curios, e? Că nici pe mine nu m-am găsit de altfel. Și de asta vreau să vă zic, ca să vedeți, ca să vedeți sărăcuțul camionaș, prin câte a trecut, prin câte mâini a trecut, e? Da, deci nu mai, nu mai este, doar astea le am. Probabil să mai fie, dar nu, nu sunt aici. Da, deci cam atât am avut să vă arăt, dragilor, ca să vedeți camionele, știți de ce? Pentru că vine unul altul, vine câte unul, vine câte altul, câte altul, vine câte unul altul, rămâne câte 2-3 luni și pleacă, vin alții, pleacă, vin alții. Și atunci ce se întâmplă? Păi camionul meu dintr-o mână în alta, nu-l grijește nimeni, nu-i interesează. Am și patul ăsta, canapeaua, salteaua asta, dacă vă arăt. Mana, nu vreau să mă plâng. Nu vreau să mă plâng, păi este bine, este deocamdată bine. Dar... Păcat, păcat de camionele astea că nu sunt... Nu sunt în condițiile care ar trebui să fie, pentru că sunt mașini. Asta e din 2020. Din 2020. Și este destul de... Să zic așa, știi? Da, deci cam atât am vrut să vă arăt pe astăzi.
Vă doresc o zi bună, numai bine, multă sănătate și toate cele bune. Ne vedem într-un alt video și până atunci, pa! Numai bine!